Un bărbat a fost găsit decedat în a doua zi de Crăciun, în jurul orei 20 în municipiul Zalău. Poliția și ambulanța au fost solicitate în cartierul Astralis din municipiul Zalău, unde un bărbat a fost găsit fără suflare într-un beci care se afla în acea zonă. Din nefericire, medicii de pe ambulanță nu au putut face nimic, doar să constate decesul, iar procurorii au demarat anchetă pentru stabilirea decesului. Martorul, care a sunat pe serviciu unic de urgență 112, ne-a declarat că persoana decedată a fost găsită în încăperea care era plină de fum, probabil din cauza unei țigări, iar lângă acesta se afla o sticlă de spirit. Vom reveni cu detalii. Bună, ce s-a întâmplat? Am venit acasă în jurul 8. Am deschis ușa și am văzut fum. Pe om l-am observat după ce s-a mai extins din fum. Dar ce s-a întâmplat acolo? O fi fumat, o fi făcut, mă rog, ce o fi făcut. Om în stare de ebrietate, cu stare de ebrietate, cu spirit lângă el. O sufocat. Era este fum. Un om astrăzi? Nu l-am mai văzut până acum, nici nu-l recunosc. Nici eu și nici... poliția. Dar oare a murit sufocat sau soars? Sufocat, logic, de fum.